Absolut horror și se lasă întunericul. Sunt la smurt să vină elicopterul, frate. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ăsta nu este un videoclip obișnuit, este altceva. Am testat altceva și vreau să vă arăt și vouă despre ce este vorba. Am ajuns aseară destul de târziu în locul în care suntem. Eu am mașina aici, în spate este și bicicleta Rock Machine. Dar nu înainte să vedeți despre ce este vorba, dați un like, un share și un subscribe. Am făcut o chestie nouă și pentru mine și pentru Albert, care este acolo în spatele meu. Și după cum puteți vedea, mașina lui, mai precis un Volkswagen Caddy, a fost transformat într-un mini camp, să zic așa, de el, cu mânuțele lui și încă vreo două seturi de mânuțe. Cam așa. Și în spate este mașina în care am dormit aseară. Da, ați auzit bine. Nu, 1.90. 1.90 cu, nu, cu 1.10 aici. Cu 1.10 aici, dar acolo, la tetire, a fost mult mai lat. Am avut loc o grămadă, doi băieți mari care, eu am 1.80 și tu 1.75. Ai 1.75, o grămadă. Pe lângă faptul că este patul aici sus, jos el și-a mai făcut două, trei chestii. Avem inclusiv un aragaz cu o mini tigaie și o să facem și ceva de mâncare, mese, scaune și toate celelalte. Dar vreau să vă arăt totuși cam cum arată o mașină transformată în care poți să dormi. Și nu știu cum să zic, dar ne-am simțit atât de bine și cred că de acum încolo numai așa o să se meargă la munte atunci când vrei să te dai cu bicicleta, cu e-bike-ul. Pe lângă faptul că am scăpat de traficul de pe DN1, ne-am trezit dimineața odihniți, acum este ora 9 și ceva și ne-a trezit căldura soarelui. Și ești în buza traseului. A, și în buza traseului, cumva, ăsta e traseul pe aici. Puțin mai încolo. Deci ce poți să-ți dorești mai mult de atât de la viață? Dacă aveți sfaturi, dați-ne în comentarii despre campatul în mașină, despre alte accesori, alte nebunii pe care ar trebui să le avem la noi. Sincer, ne-am simțit atât de bine și atât de relaxați încât nu știu ce ar putea să ne mai schimbe starea de acum încolo. Aici se întâmplă o magie cu ouă, ochiuri, două, în ulei de măsline și cu cașcaval mai puțin mai târziu deasupra și arată cam așa rezultatul final. Bă, nu că... În te-o spara, te cheamă Master Albert, nu? Master Albert. Gata, și puțină reclamă la Corona, mulțumesc. De acum încolo o să mergem așa și ne vedem pe traseu. Ne-am strâns, am dat drumul și la Strava, cine vrea să vadă traseul de astăzi pe Strava, intrați pe Pirpiliu Laurențiu, bicicleta, bineînțeles, rog, mașină care este pregătită de drumăție, în spate este mașina mea, aici avem și Rio, Campu, în spate este Albert cu încă 3 Mihai. Nu uitați echipamentul AXS, am pe mine pantalonii lungi de la AXS și pe dedesubt mi-am luat și genunchierele, căci că e destul de hardcore pe acolo, prin șaua strungă, coborâri, chestii, trebuie să-i nebunii. Cam așa arată gașca. Peisaje deja foarte frumoase. Lucrurile se desfășoară în felul următor. Am și încărcătorul în spate, în rucsac. Sunt pe modul 1 și am 153 de kilometri range. Pe modul 2, 76. Pe modul 3, 51. Dar nu uitați că am și speedbox-ul montat pe bicicletă. Ia uitați-i pe băieți ce bagă urcare. Ci că doar așa sunt urcările astăzi. De asta am avut nevoie și de încărcător la purtător. Mamă, iar pietre, chestii, nebunia, aderență aproape zero pe tracțiune. O dau pe modul 2 că obosesc. Tacticoasă urcarea, dar în același timp foarte plăcută. Am tot urcat și trebuie să trecem, cred că, prin acest gard electric. Oamenii deja fac battery management pentru că avem foarte, foarte, foarte mult de urcat. Acum am intrat în țarcul unei stâne, îi dăm înainte și avem de urcat în stânga, pe lângă o altă stână, către șaua strungă. Bicicleta rezistă cu brio, sunt pe modul 1.78 de kilometri range. După ce am parcurs câțiva kilometri buni pe urcare, drept urmare, motorul și-a făcut calculele și acum aș putea spune că mi-arată în timp real aici range-ul. Nota 1000, Rock Machine, măcar merge fără nicio problemă. Ia fiți atenți, urcare în față. Tactică level 10. Îi dăm așa ușurel, vedem ce se întâmplă. Mamă, diferențe mari de nivel, foarte multe pietre. Oho! Albert este primul care împinge la bicicletă și mă opresc și eu că n-am ce să fac. Cineva ambițios acolo. Dar nene, totul se vede absolut superb, urcăm de dimineață. Am mai văzut acolo în dreapta trei oameni care urcă și pe jos. Undeva pe aici prin față este șaua strungă și va trebui să ajungem în vârf. Bicicleta merge, opa,
Eram pe modul 2 din greșeală și nu știam de ce trage. Efortul depus este în mod egal cu confortul pe care l-am avut aseară. La somnic am dormit ca doi bebeluși aseară. Hopa, Albert n-a reușit să urce. Trebuie să băgăm pe aici o stânga, să coborâm și apoi să urcăm. Yeah! Și am urcat. Prima coborâre pe ziua de astăzi. Deci, fix acum suntem în Șaua Strungă. Acolo este Moieciu, Bran și alte localități pe care le puteți observa. În dreapta mea se află o bucată de rocă pe care, sincer, aș vrea să mă duc. Se și vede cum e crăpat așa aici, în două. Și noi am venit. Deci, Șaua Strungă, da? Vârf, stânga, vârf, dreapta sau invers, cum vreți voi. Și noi am urcat pe aici, așa, pe între animăluțele astea, undeva acolo, jos. De acolo am plecat, dar de acum încolo și că urmează o coborâre foarte șmecheră până în Moieciu. O să fie ceva de vis până acolo. Și să înceapă coborârea! Bate vântul destul de tăricel. Hopa! Traseul este prin dreapta, Albert este în fața mea. Cei trei Mihai sunt în spatele nostru și îi dăm la vale. Foarte tacticos, plin de pietre, de chestii, cam așa, din câte am înțeles, o să fie tot drumul. Dar nu este o problemă lucrul ăsta. Îi dăm în continuare și ne bucurăm. Ah, apă! Și chiar îmi făceam griji că am băut toată apa deja, dar... Ia! Apiță! Cine vrea apiță? Trebuie să mă dezvăț să nu mai stau pe șa. Stau ca leneșul într-una, pe șa. Hopa, mamă, cum e aici. Hai, tate, să continuăm aventura de astăzi. Oh, pietre, chestii, nebunii pe aici, frumos, da, ia, ai 1000 de trase, trebuie să alegi cu cea mai bună și să-i dai viteză, oh, să cam îngustrează treaba și devine mai, oleu, stați un pic că trebuie să mă concentrez pe aici, să fiu atent la drum. E destul de dificil. Un zărne ceva la vitre. Cred că mi s-a defăcut o spiță, dacă nu mă înșel, cam ăla e sunetul. Wow! Nu-i trasa bună pe acolo, pe aici trebuie. Și... dăm la vale! Yeah, boy! Căței cu minți! Ce faceți voi aici? Cățu-cățu! Aventura continuă, urcăm și cred că de aici o să se vadă foarte mișto. Da, da. Wow, ce deschidere superbă. Și câți brazi și câte kilograme de aer curat. Chiar e mișto, mamă, și cum se vede lângă noi, partea de sus de acolo e... Aventura continuă. Hai că începe un pic pe viteză. Păi, deci de fiecare dată când zic hai că începe pe viteză, trebuie să fac eu o prostie, să nu nimeresc ceva sau să apară un pietroi în față sau să se întâmple ceva. Da, hopa, pietroiul foarte mare pe acolo, l-am ocolit direct și uitați-l pe Albert cum se dă el jos, pentru că cum o să mă dau și eu exact, pentru că nu strigi motorul. Drumul ăsta mi-aduce aminte de traseul pe care l-am făcut la vârf Omo, potecuța asta așa îngustă, drăguță, plină de pietre, hopa, și de aici lucrurile văd că se mai lățesc așa un pic. Dăm în continuare, exact ce ziceam, dăm în continuare și apare un pietroi. Mamă, ce deschidere pe aici. Ok, salut, bună. Mai găsim și oameni. Îi dăm așa. Bă, de-a dreptul. Wow, nu te grăbești, Mariuse. Ia, dăm așa, hap. Bă, deci îmi place maxim să mă chinui, să urc, să dau pedală, să... Foarte tacticoasă treaba. E început să-mi placă din ce în ce mai mult.
Albert, te întorci acasă? Gata, nu, renunți. Opa, așa. Băi, super drăguț. Chiar dacă am fost supuși la niște lucruri la urcare și la coborâre și pe aici, este super plin de pietre mari și trebuie să ai tactica cu tine. Dacă vii, nu o lăsa, ia-o pe toată de acasă. Inclusiv trebuie să ți calculezi trecutul prin șleaurile astea să nu atingi cu pedalele. Dar este foarte mișto. Și uitați că chiar acum ieșim într-un alt luminiș care se vede foarte mișto, băiatul. Vai ce drăguțe. Hop, și așa coborârea continuă. Da, da. Ce mai ziceți, ce mai faceți? Lăsați-mi în comentarii dacă vă plac videoclipurile astea noi. Ce părere aveți despre metoda de a campa și de a face turele mult mai interesante? Dacă aveți sfaturi, dacă aveți fel de fel de chestii noi de spus, le aștept în comentarii. Și cam despre asta este vorba. Îmi place la nebunie să mă dau pe genul ăsta de trasee. A început să fie preferatele mele și au fost, au. Ce ai mă, deci încasează rog mașina asta pietroaiele, nu vă puteți închipui. N-am niciun stres cu DVO-ul ăsta. Acum chiar m-am așezat pe șa. N-are rost. Yeah! Opa! Opa! Hop, hop! Yeah, boy! Drăgu! Mamă, ce linii! A ales Albert acolo! Am mers doar cât am căput cauciucul, atâta tot, altceva nimic. Haide să cobor pe aici, hop! Da, da, foarte tare și se pare că în curând vom intra într-o pădure. Sper să nu dăm de ursul ursache. Aia e singura chestie. Dar având în vedere faptul că astăzi este sâmbătă când suntem noi pe la munte, poate l-au speriat alți oameni care au mai trecut pe aici. Sper că au mai trecut oameni și să nu-l găsim. Uitați-l pe Albert cum a dispărut adineauri din peisaj. Urc și eu, dispar în peisaj și o să înceapă ceva pădure și pietre. Opa, se vede o căsuță ceva pe acolo. Da, super drăguț. Ne dăm. Opa, am atins pedala acolo, s-a auzit un cranț. Ghimpii de în pedala n-au fost mulțumiți de tratare. Opa, da. Și dăm în continuare. Ce urât. Mlaștină. Dar măcar am curățat cauciucurile de baligă. Opa, și de aici lucrurile încep cam așa. Cam single trail, pietre. Hai să fim puțin mai precauți, l-am lăsat pe Albert să se ducă în față. Să nu cumva să rămân eu fără frâne. Oh my god, cât de mișto e aici! Uhu! Ești nebun cum arată! N-ai cum! Marfă rău! Marfă! Yeah. Deci mi s-a făcut pielea de găină la cum arată traseul pe aici, cât de flow este. Bine, te mai oprești un pic pe pietre. Pârâu, dacă vreți să treceți și n-aveți apă. Mamă, deci cum e potecuța asta, zici că este amenajată de cineva să meargă prințesele. Hopa, treaba începe cam așa. De aici conuri. Aha, asta e ala Sibiu, dacă mă întrebați pe mine. Seamănă cu traseul de la Sibiu. Hopa. Mergem ușor și bineînțeles că găsim una bucată copac. Ceea ce nu știu oamenii care sunt cu noi astăzi, faptul că eu am speedbox. Hai mă să trag și eu acolo. Da, mai tragi un bunny hop, o treabă. Una alta, te duci pe sus, pe jos. Frumos. Uitați cât de superb este. Nu știu de ce, dar am impresia că pe aici și cu schiurile, dacă vii iarna, unele de powder sunt foarte, foarte mișto. Ah, prințesa din mine s-a stropit acolo. Yeah! Un bunny hop de mi-a venit rucsacul în cap.
Mamă, 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 ia fiți atenți voi aici. Bă, ești nebun. Bă, roller coaster, așa aș putea să-i zic că se numește bucățica aia. E foarte, foarte, foarte distractiv. Ia, ia, uitați-l pe Albert ce linie a ales pe sus. Cu rădăcini, pac. Mă duc și eu după el. Las frânele, oh, bagă un drift acolo. Opa, evităm scândura. Eu am speedbox, îi dau și-l ajung. Opa, poate aiurea cu rucsacul în spate este neprins. Am încărcătorul, dar trebuie să-i dau așa cu el. Când trag, îmi vine rucsacul în cap, pur și simplu. Ziua! Oho, treaba începe, viteză! Ciao! Da, da, ciao, 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 mami! Îi dăm viteză, hai! Hei, yeah! Tălpică! Da, da, despre asta e vorba! Ia uitați-l pe al meu, cum zice el, pe sus! Și puțin drumuleț de genul. Nu foarte mult și încep șleaurile. Hopa, hopa, ia, 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 să vedem ce e aici. Albert s-a dus în față. E! Uhu! Arată foarte bine. Pietre și rădăcini. Am înghițit o albină, frate, dacă îți vine să crezi. Mi-a intrat în gură. Da, 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 le-am făcut băieților puțină reclamă la ochelarii pe care îi port eu de fiecare dată la ture de la BBB. Polarizați și sunt absolut superbi. Nu stau deloc cu ochii încruntați nici la coborâre prin pădure, nici la urcare prin soare din ăsta puternic. E absolut foarte, foarte, foarte mișto cu ochelari. Să înceapă distracția prin pădure! Și ia fiți atenți în față, dicta-i băltoaca prin pădure. Dar mă duc prin dreapta. Hai să-i dăm așa pe aici. Hopa, așa, ușor, ușor. Gata, am trecut de băltoacă. Ce să vezi și să nu crezi, coborâre din nou și Albert a pățit ceva. S-a auzit un trusc masiv. Ce a pățit? S-a auzit că a murit. Hai să-i dăm în continuare. Bicicleta lui Albert n-are nimic. Totul e ok. Și că urmează coborâre. Hai să vedem ce coborâre urmează, cât, cum și în ce fel. Aventura continuă pe aici. O luăm așa, ușurel. Ia uitați-l pe Albert. Yeah! Tare! Și dăm în continuare pe coborâre. Puțin iarbă. Nu știu ce este pe sub iarbă. Îi dăm așa, ușurel. Albert nu-mi place în fața mea pentru că face mult praf. Nu înțeleg de ce. Dar ia uitați-l. Dar ce mă, eu nu trag. Da! Lană! Conurile la purtători se pare că o să înceapă ceva foarte drăguț pe aici. Da, da. E! Mamă, ce m-a pleznit craca aia peste gură direct. Să-mi bag picioarele. A fost nașpa. Nașpa, nașpa. Uhu! Da, tată, hai, că despre asta este vorba. Superbă coborârea asta pe aici. Și cu tactică, și cu viteză, și cu de toate. Ia, 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 țineți-vă bine, începe o coborâre foarte interesantă, tacticoasă și de viteză, după cum puteți vedea. Yeah, am ce am astăzi cu crăcile toate în față. Opa, am dat un bunny hop și peste acel copăcel. Se pare că Albert are el un alt traseu față de cel. Aoleu, mi s-a agățat rucsacul. Au, 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 au. Mi s-a agățat rucsacul în crăci. Dar cred că cel mai bine este pe aici, așa, pe de-a dreptul. Opa, am luat urzică pe dreapta. N-am ce să-i fac, las frânele și mă duc. Urzica aia a fost absolut genială pe mână. Aventura continuă pe o coborâre, alta, arată cam așa, e foarte drăguță, e, yeah. Da, da, hai să vedem, pe aici, între doi copaci, frumos, drept,
Lași frânele, viteză. Aha. Și parcă am ieșit în spate la cabana Susai, cam așa mă simt și arată. Dar nu suntem la Susai. Haideți să-i dăm în continuare pe traseu. Mulțumesc. Da, da, mai găsim și oameni, oamenii foarte civilizați. Ne fac loc. Yeah! Da. Bună, mersi. Wow! Hai pe sus, pof, camber, tati. Dăm așa. Tare rău. Tot în continuare pe sus. Deci uitați cum țin continentalurile astea. Crampoanele laterale. Pe talpă sunt aproape piele, dar pe lateral ați văzut și voi. În ce stil prind. Hai, Albert, dă-i. Că te-am ajuns, ce faci? Yeah. Mamă, deci fiți atenți aici. Priveliște, n-ai cum. Nu ai cum. Mamă, cum se vede. Asta mi-aduce aminte de munții Apuseni. Mamă, este absolut superb. Superb, uite cum arată, frate. N-ai cum, piele de găină, direct. Oh my god, deci acolo e șaua strungă, unde e gaura aia? Da, de acolo vezi. Jesus, cât am mers până aici. Și hai mă, frate, deci uite cum se vede. Mergem paralel cu gardul ăsta. Și în stânga se vede absolut superb. Este de vis. Opa, și în față avem niște rădăcini. Le atacăm direct. În față mai avem tot așa niște rădăcini. Este de-a dreptul mirific. Opa, cum sunt rădăcinile astea. De mult nu m-am mai dat pe ele. Hop, hop. Hai jos, că nu ești la DH. Da, și aproape am ajuns la semi-destinație, dar uitați, un alt peisaj într-o poieniță care arată de-a dreptul mirific. Băieții sunt pe acolo prin stânga. Și se pare că mai avem de coborât până la Amfiteatrul Transilvania sau Transilvaniei. Mai avem încă 100, ba nu, mai puțin de 100 de metri. Și ajungem la un view superb sus. Aici este o urcare de dat pe modul 3 și băgat pedală. Dar îmi pare eu că merită fiecare milimetru de urcare. Da, și se pare că am ajuns, dar mai avem un pic. Dar n-avem ce face, îi dăm jos către restaurant. Cine nu mai are chef de pedalat? Băi, am mâncat aici, superbă priveliște. Vă recomand și vouă să veniți să mâncați, să vă plimbați pe aici. Și cam despre asta este vorba. Noi am venit pe acolo și acum vom coborâ prin dreapta, pe jos. Am mâncat foarte, foarte mult și foarte bun aici. Nota 1000 pentru mâncare. Ilegal, non-stop. Spargem curtea oamenilor. Gata, am ieșit. N-apotecă pe aici. Am plecat din mure. Wow. Și trecem printr-o chestie foarte abruptă, ciudățică. Mam, deci noi trebuie să ajungem tocmai la casele alea jos? Aha, da. Ia vedeți, fraților, coborâre. Pe aici. Și uitați-i pe ai mei cum se duc. Mam. Wow, cât de rece a devenit toată atmosfera deodată pe aici. Ok. Mamă, ok. Hai să vedem despre ce este vorba, cum croșetăm pe aici lucrurile. Mamă, pedalele aproape ating stânga-dreapta pe aici. Se pare că mai curge și apă. Și stați așa, că s-a întâmplat o chestie. Aventura continuă. Opa. Și aici, mă, tată. Ce se este oare? Eu sunt mai cu moți, mă duc pe de-a dreptul, unde n-am aderență deloc. Hop, hop. Ia, 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 ce e aici? Mamă. Mamă, ce șmecheră-i coborârea. Deci îi dau-ți pe Albert, din să mai vedeau doar umerii. Deci pe sus, de sus îl vedeam pe Albert doar la umeri, atât. Da. Haideți, băieții mei, ce facem?
Bă, dar așa îți place să te complici, mă, Albert. Dă-i așa, uite, pe aici, pe la mine. Da. Îi dăm în continuare. Opa. Ce facem aici? Hai, mă, hai. Așa. Așa. Opa. 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 Bă, noi ne-am oprit, dar uitați-vă cum când se vede acolo în dreapta. Deci pe acolo nu țin ca pe ghidonul, pur și simplu. E absolut mișto și nu știm ce să facem, stânga sau dreapta. În teorie în dreapta aveam traseu, dar o să mergem pe aici. Îi dăm pe ruta asta nouă. Hai să vedem ce o să iasă. Opa. Vă zic eu ce o să iasă. O să iasă una bucată râu. Și mergem așa, ușurel prin el. Și am impresia că o să ne țină de urât de acum încolo. Pac, pac. A, bă, nu, gata, s-a terminat râul și uitați-l pe Albert ce jar îi dă în față. Nu reușesc să-l ajung pentru că mi-e frică un pic de sârma asta ghimpată de pe dreapta. Dacă ai căzut, acolo ai rămas în ea. Oho, mamă, mamă, ce e aici? Zici tu că e mai ok pe în dreapta decât în stânga? Eu mă duc pe apă, că mi-e mai ușor decât să trec. Nu, nu, nu încapi. Bă, Albert s-a dus prin dreapta, dar eu merg pe aici. Prin nămolul ăsta. Uitați-l, cât s-a chinuit ca să evite 2 metri de apă. Eu m-am băgat pe aici direct. Mergem în continuare. Mamă, 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 cum e? Bă, ai grijă să nu cazi în sârma aia. Deci așa ceva n-am mai trăit. Sincer. Deci îți tremură balamalele că ești între stânga nămol și dreapta sârmă ghimpată. Hai. Că nu a fost așa greu. Pac, pac. Ne-am descurcat. Bă, deci e atât de abrupt încât nu-ți dai... Ce faci, mă, băiatule, mă? Ia vedeți, mă, treabă pe aici. Cam despre... Asta e vorba. Yeah! Nu mai pe drift, pe chestii. Opa! Off camber, trestii balamale. Uitați-l pe Albert cât traf poate să-mi facă în față. Ia mă că mă duc pe aici pe sus. Ies pe aici. Nu vine nimeni din dreapta. Deci ăsta este pur și simplu săpat de apă. Ca să vă puteți închipui. Nu prea ai pe unde să o ierți stânga dreapta decât înainte. Ai singura. Aoleu, aoleu. Albie de râu este aici. Pur și simplu. Ok. 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 Man. Uitați-i pe ea. Yeah. Hai, tate. Așa, ușor. Sper să nu fie urzici astea. Încă un S, două, trei. Hop, hop. Se pare că am ieșit la civilizație. Opa. Hai să vedem. Stați liniștiți că n-am ajuns la mașină. N-am făcut nici jumătate de traseu. Unul și cu unul fac doi. Acest drum merge din nou până într-un vârf, o chestie de genul, nu mai știu să vorbesc, pentru că am mâncat. Acum am luat o moleșeală de nota 1000, pentru că, deși am băut două cafele, nu se poate compara nimic cu pedalatul după masă. Adică nu vă doresc așa ceva. Bicicleta asta l-am încărcat la restaurant. Le mulțumesc celor de la Teatru Transilvania pentru că ne-au lăsat să băgăm bicicletele. L-am încărcat. Cine știe ce ne mai rezervă acest minunat traseu. Aventura continuă. Am părăsit acel drum plictisitor și am trecut la unul puțin mai abrupt, mai nenorocit. Și urcăm. Sunt pe modul 1. Bicicleta se comportă exemplar. Deci eu pe modul 1 cu 40 de newtoni și pinionul mare urc fără nicio problemă. Iar Apple 8-ul ăsta, chiar dacă are baterie de 500, băi, cea mai eficientă bicicletă astăzi de aici din tură. În față mai avem un motor Brose cu baterie de 700 și două Bosch generația 4 cu 750W. Blană de urs, deci merge tânculețul ăsta al meu, să dea naiba în el. Urcă
Și acum că e foarte abrupt și mă ridic în roata din spate, am urcat pe modul 2 din 3. Sper ca după toată urcarea asta atât de abruptă să urmeze o coborâre spectaculoasă. Bă, băieți, uitați urcarea aici. E roata din față îți este inutilă. Albert a cedat aici în stânga mea. În fața mea este Mihai cu focusul, care are motor tot Shimano. Eu o dau pe turbo pe a mea. Pur și simplu mă cară bicicleta. Acum haide, tate, să-i dăm. Mamă, foarte, foarte, foarte dificilă urcarea. Bă, oamenilor, numai așa e toată treaba. Sunteți nebuni? Se lasă întunericul. E haos. Nu pot să mai urci. Deci am luat-o pe aici din greșeală. Absolut horror și se lasă întunericul. Fai, ce aventură. Dacă cineva o să găsească GoPro-ul ăsta, să știți că sunt epuizat, frate. Eu nu, cel puțin nu mai am chef de pedalat. Mi s-a luat de urcare. Am făcut deja vreo peste 1400-1300 de metri diferență de nivel. Nu mai urcare. Să mai aud eu pe vreunul, că e ușor cu e-bike-ul. Aia te duci, dai la pedale, te cară bicicleta. Vă frâng pe genunchi dacă vă aud cu așa ceva. Suntem plecați de la 9:30 dimineața. Soarele apune. Gândiți-vă că am mers doar și numai cu viteză foarte mică pe urcare și în dreapta, în sfârșit, se mai vede puțină lumină, puțin soare. Abrupt în draci, dar peisajul este absolut mirific. Este atât de abrupt încât nici bicicleta nu urcă singură, patinează. Încă n-am ajuns în vârf. Uitați vârful. Se vede. Orice ar fi, dau bicicleta pe 3, dar nu pot să urc. Deci, 1 și cu 1 fac 2. Vedeți zigzagul ăsta pe aici? Aici este strungulița, iar aici este șaua strungă. Noi am coborât, dacă se poate observa pe acolo, pe acolo, pe acolo, acolo se și vede o stână pe aici, pe undeva, și noi am coborât mult, mult în jos, spre Moieciu, undeva pe acolo, și după aia am urcat, bineînțeles, toate dealurile astea pe aici și am ajuns aici, în zona asta. Mai avem de urcat un pic și apoi începe coborârea pe coamă, pe creastă, pe ce vreți voi să-i spuneți, pe lângă oile alea pe acolo, și apoi ajungem din nou relativ unde, de unde am plecat. Se vede superb, nu am ce să zic, soarele aproape apune, peisajele sunt absolut geniale și noi îi dăm în continuare. Bicicleta, bicicletă, 14 km range pe modul 3, 22 pe 2, iar pe 1,44 de km, ROG Machine Power, tată. 3 linii de baterie din 5, am încărcat și la restaurant acolo la Transilvania, nota 1000 ROG Machine. Deci dacă n-avem numai coborâre până acasă, sun la smurt să vină elicopterul, frate. Hai, tată, la vale, că dacă nu am doar coborâre, înnebunesc pur și simplu. Și este și răcorică, apropo de chestia asta. Ia, cât de... Ia, las-o fără frâne, că cel mai ok, așa. Ce atâtea frâne, frate. Yeah! Leu, să lase frigul. Ia luați de aici, mă, priveliște. Cum să merge pe marginea asta? Da. Bă, n-am, fără cuvinte. Și tura asta, deși n-a avut foarte mulți kilometri, m-au luat spumele de foarte multe ori, că pur și simplu am dat la pedale cu 3 km la oră în turbo de... Am înnebunit, pur și simplu. Dar... fiecare bucățică de coborâre să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a inventat electrica. Îi pup tălpile. Toată lumea de aici este bucuroasă că avem electrice, avem
posibilitate să ne dăm, că suntem sănătoși, nu am căzut, e absolut superb. Știu că nu m-ați auzit vorbind așa ceva, dar dacă ești băiat de băiat, doamne, doamne, este și el băiat cu tine și îți dă. Îți dă ca să-ți faci pe plac cu tot ceea ce îți dorești tu. Țineți minte chestia asta. Coborârea continuă, ieșim din zona deep a gândirii și dăm mai departe. Albert face praf și aproape că nu văd pe unde calc în spatele lui. Super tare! Am plecat din de jos, din Moieciu, erau 34 de grade. Aici sunt, cred că în jur de 18 grade, că deja mi se zbârlește pielea. Și nu este de la senzații, este de la frig. După dealul ăsta mai încă unul și așa o strângă. Noi trebuie să urcăm pe zigzagul ăla, îl vedeți acolo. Soarele apune, treaba-i treabă. Ne cam strâng hainele, oboseală o grămadă și bateriile încă țin epuizați. Vreau să ajung la mașină. Ia, coborâre! Începe treaba care îmi place. Nu mult, ce-i drept, dar tot e un pic de coborât. Se vede foarte mișto umbra mea în dreapta. Uitați cât de tare! Uitați pe unde trebuie să mergem, curba de nivel. Pac, pac, dreapta, zigzag, urcăm acolo și ajungem în strungulița sau nu știu cum se numește, ceva de genul. Este un diminutiv de la strungă. Gașcă completă, suntem deja în șaua Strungulița. În dreapta se poate vedea vârful, omul frumos, babele pe acolo. Cota 2000 e undeva mai în stânga, tot așa. Arată super. Noi am venit după dealul ăsta. În dreapta se mai vede ceva foarte, foarte spectaculos. Probabil că o să venim într-o bună zi și o să cucerim și vârful ăla. Iar de acum urmează coborâre. Băi, superbă tură, n-am ce să zic. Foarte antrenantă, foarte dificilă, foarte, foarte tot ceea ce vă doriți voi. Eu acum pe sfârșit de tură, cel puțin mi s-au cam tăiat macaroanele. Sunt epuizat. Am lins jumătate de litru de apă din start, fără să schițez ceva. Nu mă mai pot concentra nici extraordinar de tare la drum. Este destul de tricky. Mamă, se duce Albert, mai are energie. Baterie nu mai are, dar energie să se dea la vale. Opa, se pare că mai are. Foarte abrupt pe aici. Și nu mai am eu baterie să mă concentrez pe coborâre. Iar pietre. Îmi bag picioarele. Chichichistie, gard electric. Pe aici n-avem voie să trecem. Dacă o să trecem de gardul ăsta, o să fim împușcați. Uitați cât de mișto este toată pajii și asta de coborât cu bicicleta. Și se pare că tot pe aici am și urcat, dacă vă vine să credeți. Acum pe coborâre tragem de frânezele. Nenorocim. Când am venit, am tras de lanț de baterie de la nenorocit. Dar nimic nu se compară cu o coborâre după o urcare. Mamă, de-abia în cap pe acolo. Da, foarte tare. Ce ai făcut, Albert? Ai dat seintul ăla la pământ. Opa! Wow, 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 wow! Era să mor acolo. Da, și aici este Cupa Mondială de Downhill. Cu toate cataroaiele astea. Nici nu trebuie să ții frâna. Mai devreme am plecat și încercam să iau viteză fără să dau la pedale. Bună ziua, doamnelor! Mergem ușor, nu vă deranjăm. Și ultima secțiune de coborâre! Pe aici, hopa! Mamă, mi-a venit rucsacul în cap iar. Ia, apropo, faceți puțină liniște că se întinde lumea pe aici. Nu știu dacă vă puteți da seama, dar s-a întunecat. Este seară. Nu știu cât de bine filmează această cameră în GoPro, dar ne pregătim în următoarele 20 de secunde să ajungem la mașină. Asta este ultima porțiune de dat la vale. Pietroaie, stânci, o tură superbă, aș putea spune. Este de notat, este de făcut. Dacă ai puțin antrenament și un e-bike și un încărcător și răbdare, vino pe aici pentru că merită 100%. Unul și cu unul fac 5.
Exact cum a spus Albert în spatele meu, am ajuns la mașini. Ce pot să zic? Bicicleta mea ROG Machine s-a descurcat absolut demențial. Țineți minte că am fost singurul care a avut baterie de 500. Am încărcat la restaurant, iar acum mai am două liniuțe și un range de 10 km pe modul 3. Țineți minte lucrul ăsta. Cea mai eficientă bicicletă. A spus-o și el are Specialized. El are Specialized cu motor Brose, cu baterie de 700 și mai are două, trei liniuțe din 10 și a încărcat și el la restaurant. Mașina mea, acolo Mihai, Mihai și Mihai. Eu mă declar absolut mândru de eficiența acestui motor. Nu uitați hainele AXS care sunt absolut geniale. Ăsta este rucsacul pe care l-am avut, este de la Force și nu am decât să mă bucur că am încheiat o tură absolut genială. Noi ne revedem în următorul videoclip. Vă salut! Pa!